Bună și bine v-am găsit la o nouă lecție despre cuvintele românești pe care le purtăm în suflet oriunde în lume. Numele meu este Corina Popa, iar astăzi vă voi vorbi despre cuvântul voință. Cuvântul voință este un substantiv care desemnează trăsătura de caracter definită prin decizie fermă și perseverență în învingerea obstacolelor. Orientarea conștientă a omului spre realizarea unor scopuri și prin efortul depus pentru atingerea lor. Substantivul voință s-a format prin derivare de la verbul a voi plus sufixul ință. A voi vine din latinescul vos. Și dacă tot vorbim despre voință, această trăsătură de caracter esențială în învățare, vă propun să ascultăm 5 sfaturi pentru a ne întări cu toții voința. Rezolvă problemele în loc să renunți. Pentru mulți oameni, schimbările sunt extrem de inconfortabile, iar greutățile nu îi fac decât să-și caute o scuză pentru situația în care se află. Cei care dețin o voință puternică văd obstacolele drept un test pe care trebuie să-l treacă. Astfel, imaginația merită folosită pentru a găsi căi de rezolvare și pentru a nu rămâne blocați, pentru a nu renunța niciodată la ceea ce ne dorim. Asumă-ți responsabilitatea. Cel mai ușor mod de a-ți pierde voința este să crezi că insuccesele tale sunt din cauza altor oameni sau din cauza circumstanțelor de moment. Indiferent de modul în care ai fost crescut, responsabilitatea este cea mai importantă calitate prin care poți da valoare acțiunilor tale. Un om cu voință va fi mereu responsabil pentru faptele sale. Concentrează-te pe valori, nu pe dorința de a fi perfect. Când acționăm cu dorința de a avea un rezultat perfect, facem o greșeală, pentru că ne menținem viața într-un set de reguli cu speranța de a avea un control total asupra repercusiunilor. Perfecționismul, dragii mei, este un joc ce nu poate fi câștigat. Dorind să nu greșim deloc, ne confruntăm cu o frică asupra acțiunilor noastre, ceea ce, în final, ne va afecta speranța și optimismul. O perspectivă mai potrivită este să acționăm pe baza valorilor noastre și să fim conștienți mereu că putem învăța din greșeli. Crede în tine, în potențialul tău și luptă pentru a descoperi talentele. Încearcă să cânți, să desenezi, să reciți, să scrii, sigur undeva îți vei găsi locul. Odată ce ai pornit în călătoria descoperirii tale, definește clar ceea ce îți dorești. Doar în momentul în care vei avea o țintă, atunci vei putea găsi și modalități pentru a ajunge la rezultatul dorit. Și dacă tot vorbim despre voință și despre verbul a voi, cu siguranță vă întrebați uneori cum e corect să scriem și să spunem vroiam sau voiam. Ei bine, fie că exprimă o dorință, voiam să rezolv problema, fie că prefațează o rugăminte, voiam să vă rog să mă ajutați cu, fie că este un semnal care servește la preluarea replicii, voiam să adaug că, verbul voiam este deseori înlocuit de forma greșită vroiam. Forma incorrectă de imperfect vroiam este una hibridă, rezultată din interferența a două verbe, a vrea și a voi. De altfel, forma verbală de infinitiv a vroi nu este înregistrată în DOM 2, dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, și nu a generat forme pentru alte moduri și pentru alte timpuri verbale. Nu suntem obișnuiți să auzim aș vroi, să vroiesc, vroind. Care ar fi explicația acestei greșeli?
O ipoteză ar fi aceea că imperfectul verbului a vrea se evită din cauza formelor identice cu formele de prezent al indicativului. Prezent eu vreau egal indicativ imperfect ei vreau. După cum, indicativul prezent el vrea este omonim, adică are aceeași formă, cu indicativul imperfect el vrea. Dincolo de cauzele greșelii și de ipoteze, important este să reținem că sunt acceptate numai formele de imperfect de la verbul a vrea. Vream, vrei, vrea. Vream, vreați, vreau. Dar și de la verbul a voi. Eu voiam, tu voiai, el, ea, voia. Noi voiam, voi voiați, ei, ele, voiau. Prin urmare, dacă până acum ați strecurat în exprimarea voastră forma incorrectă vroiam, înțelegerea greșelii este cel mai bun punct de plecare în învățare. În esență, totul ține de a vrea. Actul de voință va conduce cu certitudine la documentare, iar informația ne va face mai puternici. Va străjui drumul atât de necesar care ne va conduce de la voință la putință. Și așa cum v-am obișnuit când învățăm o regulă gramaticală nouă, îi compunem și îi recităm o poezie. Iată poezioara pe care am compus-o pentru forma voiam. Doar atât voiam să-ți zic, să-ți ofer sfatul meu mic. Omule, nu aștepta fericirea în calea ta. Caută-o la orice pas câtă vreme ți-a rămas. Dă-i vieții tale un sens într-un univers imens de care te cam lași prins când de ani ești tot mai nins. Fă mereu ceea ce-ți place, nu fi laș, rău și rapace, căci imensul vieții timp, uneori, e un anotimp. Până data viitoare, vă reamintesc că o pastilă de gramatică pe zi, asociată unui regim de citit sănătos, ne ajută să creștem mai frumos și mai armonios. Pe curând!